Eraser. Ia ce? Cu totul și-a ieșit din minți. Ce? Se pare că totul și-a brăcit. Trebuie mai repede să merg să mă schimb. Cât este de frig. Lasă că îi arăt eu ei. Nebuna. Puțină sare, va fi perfect. Cea mai gustos ceai pentru Ira. Ira, puțin. Ce-i asta? O travă? Nu, lasă-mă în pace, te rog frumos. Tu ce glumești? Cum eu pot să beau asta după atâtea ce mi-ai făcut tu? Erai să mă omor de două ori? După asta m-ai lăsat să îngheț afară în ploaie? M-ai ajutat cu apă? Și acum? Tu ce, iar ai născut ceva? Nu. Sigur? Da, sigur. Ei bine, eu sigur pot să beau asta. Da. Miroase ca un ceai obișnuit și pare a fi un ceai normal. Vai, dar este atât de călduț. Eu într-adevăr am răcit. Chiar am nevoie de un ceai. Bine, o să-l beau. Eu nu mai pot, eu nu mai am decât să răbd asta. Am răcit, m-au dat, mâna nu m-a omorât și încă și ceai cu sare, pe bune. Nu se mai poate, eu vreau acasă, eu m-am săturat. Ce-i cu bătaia asta de joc? Ce este eu aici? Doamne ferește, eu nu știu ce vrea copilul ăsta de la mine. Nu știu ce și pentru ce face tot asta. Dar eu nu mai pot să suport, eu nu mai pot să răbd asta. Eu am plecat acasă. Vai, Doamne, toată răcită, udă. Mă duc eu acasă. Se mai vine o răbdă pe altcineva tot pe tine. Ce-i cu bătaia asta de joc? Ce stai? Pleacă acasă. Da plec, eu plec. Nu-ți fă griji că nu rămân aici cu o nebună ca tine. Uite-mă că plec. Păi pleacă odată. Doamne, cât de rea poate fi fata asta? Ce i-am făcut? Eu chiar nu înțeleg! Chiar că mai bine mă duc, are dreptate. Eu nu am ce căuta în casa asta. Aici o străină. Fițiță, ce s-a întâmplat? Dar tu cine ești? Tu ce? Ești sora ei? A cui? A lui Eva? Nu! Ce? Nu ești sora ei? Păi atunci cine ești? Eu sunt prietena Evei. Prietena ei? Și ești la fel de rea ca Eva? Rea? Eu nu sunt rea. Tu poate și nu ești rea, însă Eva precis este și nu rea, dar foarte rea! Eva, rea? Parcă nu. Cum nu? Ea este într-atât de rea că nu-ți pot reda. Ea toată ziua și-a bătut joc de mine. Cine? Eva? Da, Eva. Ea mai întâi m-a impus să o numesc șefa. Îți imaginezi? Nu înțeleg. Hai mai bine să-ți povestesc totul. Este foarte mult de povestit. Să-mi iau și ghiozdanul. Hai. Ogo? Tot asta a făcut Eva? Da, îți imaginezi? Tot asta a făcut Eva. Eu nu știu, poate cu tine ea nu este într-atât de rea, poate este mai amabilă. Însă mie atâtea mi-a făcut și problema este că nu înțeleg de ce. Eu doar încă nu o cunosc. Din prima zi când am venit aici, ea mereu își bate joc de mine. Nu înțeleg ce i-am făcut. De ce se comportă așa cu mine? Tania,
Ce cauți aici? Eu am venit la tine. Da, de la început a venit la tine, însă după m-a întâlnit pe mine. Eu i-am povestit totul despre tine, Eva. Și se pare că Tania este foarte șocată. Tu ce, ești așa rea numai cu mine? De ce ai povestit? Ce a fost asta? Hai după ea, repede! Eva, ce? Plânge? Nu-mi vine să cred. Asta eu trebuia să plâng. Ea și-a făcut joc de mine, nu eu. Eva, de ce plângi? Nu înțeleg. De ce Eva acum plânge? Eu doar nu am supărat-o cu nimic. Poate este rușine. Într-adevăr, poate să-i fie și rușine. Eu atât de tare m-am încălcit în zilele acestea, că nimic nu mai înțeleg. Atâtea s-au întâmplat. Ira, iartă-mă! Ce? Tu îți ceri iertare? Nu-mi vine să cred. Da, îmi pare rău. Vai, eu sper să nu fie ca și cu ceaiul. Ai zis că e tot ok, dar era sare. Ție pe bune îți pare rău? Da, eu nu special, eu... Ce, Eva, spune, te rog, explică-mi. De ce tu din prima zi te comportai atât de urât cu mine? Eu doar nu ți-am făcut nimic. Eu din contra voiam să mă împrietenesc cu tine. Dacă Sanger te știe de pe YouTube. De pe YouTube? Da, și eu te știu. Păi, stați așa, fetelor, dacă mă știi de pe YouTube, atunci de ce te comportai așa urât cu mine? Eu credea că tu ești rea. Rea? Dar eu ce, pe YouTube sunt rea? Eu parcă mă comport normal și încerc să fiu destul de amabilă. Nu-mi vine să cred. Tu ai crezut că eu sunt rea și de asta te comportai așa cu mine? Eu ce, sunt rea? Nu ești rea. Mie îmi place ce filmezi tu pe YouTube. Vai, ce drăguț! Eva, vino și tu încoa! Îmi pare rău că noi nu am putut deodată să ne împrietenim. Sau stai, eu se pare că nu am înțeles. Tu te-ai uitat pe YouTube și poate din unele sketch-uri ai înțeles că eu sunt rea sau poate fițoasă și de asta te-ai temut că eu sunt te supăr și ai atacat prima. Dar eu nu sunt rea, eu într-adevăr voiam să fim prietene, eu voiam să mă împrietenesc cu tine deodată. Eu propun să începem tot de la capăt. Haideți să facem cunoștință normal, ca toți oamenii. Vreți să ne împrietenim? Da! Perfect! Atunci haideți cu mine! Haideți să facem împreună biscuiți, vreți? Da, super! Bună idee! Perfect! Atunci haideți să începem! Zahăr vanilat, amestecăm bine. Ia uitați-vă ce frumos se primește. Acum trebuie 70 de mililitri de ulei. Așa. Cred că e destul. Da, e destul. Încă puțin. Gata. Așa. Toarnă. Am zis să ajungi de mine. Așa. Și acum amestecăm. Acum turnăm 50 mililitri de apă. Perfect. Să facem biscuiți foarte, foarte gustoși.
și amestecăm intens. Hai, Eva, toarnă aici. Așa, și eu o să presar. Încet, 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 așa, câte puțin. Mersi. Este. Acum 10 grame, prea de copt? Da, tot, pune. Așa, tot, 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 tot. Așa, aici sunt 10 grame. Încă, 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 încă. Și amestecăm intens. Vai, de ce miroase a cacao, simțiți? Super, bravo. Vai, ce bine miroase, Eva miroase. Miroase foarte bine a cacao, ți-ți place? Ia, miroase. Nu, nu-mi place. Mie îmi place. Super, acum trebuie făină. Undeva 300 de grame. Așa, perfect. Hai, mașină. Așa. Ia pe care gustați. Robi. Guste! Hai! Ia primiți, fetelor, ce frumusețe s-a primit! Frumos, da? Acum a rămas numai să le punem în rolă. Undeva pentru 10-15 minute. Da, ce miros! Am plecat să le punem în rolă! Îți place? La 180 de grade le punem aici în rolă și acum așteptăm 10-15 minute. Noi facem și a doua porție, așa, un ou, un pahar de zahăr și amestecăm! Uitați-vă ce bine arată aluatul! Super! Ce frumusețe s-a primit! Uitați-vă! Ce drăguț! Și o să mai facem încă o partie! Ia, gustă! Gustă! Așa! Vezi dacă e bună? E bună? Super! Gata, Eva, eu deja trebuie să merg acasă. Mi-a plăcut foarte mult să mă joc cu tine și cu prietena ta, Tania. Bine că ea a venit și noi am putut să clarificăm totul. Păcat că am început-o cu stângul și s-a terminat totul cam tristuț, însă acum bine că totul este bine. Ne-am jucat, ne-am distrat și eu sper să mai vin pe la tine. Dar acum trebuie să plec. Pa! Bună, prieteni, încă o dată, eu deja sunt acasă, m-am întors de la Eva și am vrut să vă întreb cum vi s-au părut aceste două zile pe care le-am petrecut acolo împreună cu Eva. Mie, sincer, mi-a plăcut foarte mult ultimele clipe petrecute cu ea și prietena ei, Tania, pentru că mi s-a părut foarte amuzant și distractiv. Am făcut împreună biscuiți și a fost foarte, foarte drăguț, însă îmi pare foarte rău că noi nu am putut să ne înțelegem de la bun început și am început, o să zicem, cu stângul, dar mă bucur totuși că la un bun sfârșit am reușit să ajungem la un numitor comun și să ne înțelegem bine. Eva este o fată minunată, numai că într-adevăr mi-a explicat că mă cunoște de pe YouTube și eu nu aveam de unde să știu. Ea se temea să nu fiu eu răutăcioasă, de aceea a decis să fie ea prima cea răutăcioasă care să arate cine este șefa în casă. Eu nu mă supăr pe ea și vreau să vă întreb dacă doriți să mai facem videoclipuri împreună cu ea, dacă este așa, puneți multe, multe like-uri sau poate dacă doriți să-i fac cunoștințe Evei cu Alisa, pentru că cu Alisa de mult am mai filmat și vreau să o vizitez, vreau să plec la bunica acasă, o vizitez și pe ea. Cum vi se pare ideea? Aștept comentariile voastre, iar până aici vă rog să puneți multe, multe like-uri și să nu uitați să vă abonați pe canalul nostru YouTube Irăcica Info. Pe curând și până la video următor, pa, pa!